Tinerii reșițeni au avut parte de un weekend drum and bass. Vineri seara, Club Hipnotic a devenit neîncăpător de amatorii genului, dornici să asculte muzică mixată live. La acțiune au luat parte DJ din Timișoara, precum și artistul local PK203. Deja e un stil cunoscut, oamenii vin, știu la ce se aștepte. Am avut foarte mulți invitați de marcă anul ăsta, anume ca Pendulum, deci, și în același timp sunete foarte diferite din scena drum and bass care au fost în Timișoara. Așa că oamenii știu la ce se aștepte în general. Publicul de drum and bass, în mare parte, e public educat. Își cunoaște producerii, DJ-ii, promoterii și așa mai departe și... E bine, e bine. Din ce în ce mai bine. Sperăm că și mai bine. Eu și cu încă un prieten de-al meu, ne numim Penal, avem o formație, facem muzică electronică, un fel de muzică electronică foarte, foarte influențată de rock, alternativ rock și punk. Eu produc muzică și dau la microfon, din gură. Asta fac eu. Acțiunea a fost organizată de Asociația Cogito în colaborare cu Primăria Reșița și cu sprijinul televiziunii Banat. First Event se vrea a fi primul, deci și numele First urmează Second. Nu știm când, să vedem. Asta depinde de sponsor care nu prea există și nu se implică. Cred că tot cu primăria o să colaborăm de acum încolo. A fost destul de greu să organizăm acest eveniment, având în vedere că este prima oară când drum and bass-ul se aude pe scena reșițeană. Ne bucurăm să avem totuși pentru la prima ediție un artist destul de cunoscut, pe Dr. Dan, pe Distort, și lucru care îmi bucură pe mine cel mai mult este că promovăm și un artist local pe PK203, care lucrează de mult timp în domeniul muzicii electronice și chiar merita să fie promovat aici în Reșița. De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, în cadrul aceluiași eveniment, au fost organizate expoziții foto și un concurs de skit în parcul din Govândari. Organizatorii și-au propus să transforme în obișnuință acțiunile de acest gen. Următorul eveniment va avea loc probabil la finele lunii decembrie.